Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 13 octombrie 2020. Cum să ne dezvoltăm răbdarea? Necazul aduce răbdare. Romani 5, versetul 3. Ați observat că pe măsură ce înaintăm în vârstă avem tendința de a deveni mai răbdători, chiar dacă avem tot mai puțin timp la dispoziție? Nu vi se pare interesant? Oare de ce? Datorită perspectivei. Problemele noastre nu s-au schimbat chiar atât de mult, dar s-a schimbat perspectiva noastră. Lucruri care mai de mult ne supărau așa de tare, acum nu ne mai supără deoarece am trăit suficient de mult pentru a vedea și înțelege altfel lucrurile. Să fim siguri că harul său ne este de ajuns. Vezi 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9. Odată ce am înțeles că nu e mare lucru și majoritatea nu-s mare lucru, putem spune, am trecut pe acolo, știu ce înseamnă. În loc să ne măcinăm și să ne văicărim, atitudini care oricum nu dau rezultate și care ne fură bucuria, noi am învățat să-L lăudăm pe Dumnezeu. Mare este credincioșia ta, Dumnezeule Tată. La tine nu există nicio umbră de schimbare. Tu ești neschimbat, mila ta este la fel. Ai fost, vei fi și ești în veci de veci. Asemenea lui Iosif, putem privi în urmă la momente din viață în care am crezut că nu vom scoate la capăt și la situații în care am crezut că nu vom supraviețui și să spunem, cum a spus el în Geneza 50, versetul 20, voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Da, perspectiva produce răbdare. Citesc chiar și din Roman 5, de la versetul 3, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Am încheiat citatul. Deci, lasă-L pe Dumnezeu să-ți dezvolte răbdarea, astăzi și începând de astăzi.